Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Car Simulator, bă băieți. Înainte să începem, nu uitați să apăsați butonul și de like și de subscribe dacă mai aveți episoade din acest joculeț. Hai să strângem și noi acest episod peste 10 like-uri dacă mai vreți. Și da, haideți să-i dăm drobo. Nici nu știu când a fost ultimul episod din Car Simulator 2, dar ce să zic, a fost fain. Însă s-au făcut câteva update-uri din ce am văzut. În primul rând, stați așa, camera 2. S-au făcut câteva update-uri din ce am văzut. În primul rând, de ce naiba nu mai am mașina? Știați că, din ce știți, aveam o mașină mare aici. Nu știu ce mașină aveam, Suzuki, abar n-am. Era o mașină mare, albastră mi se pare. Dar nu știu ce naiba am făcut cu ea, mă rog. Și am aici un loc, parcă am vândut-o sau ce naiba am făcut, nici nu știu. Mă rog, păi prima și prima dată vreau să vă arăt că dacă intrăm în mașină, uitați, chestia asta nu exista înainte, adică butonul ăsta verde. Dacă dau pe butonul ăsta verde, s-a stins mașina. Asta nu exista, în primul rând. Dar mă rog. Și acum apăsăm. Deci, în primul rând, asta nu exista. Știu 100%. Sigur. Păi, înainte de toate, băieți, hai să mergem și noi la PECO să alimentăm, că vedeți acolo avem pe jumătate benzină și na. Mergem și noi repede la PECO. Iar în jocul ăsta e un fel de GTA, să spun așa, dacă vă prinde poliția, adică, nu știu, că mergeți rapid sau treceți pe roșu, vă aleargă. Și e greu în jocul ăsta să scap de poliție, vă zic eu. Ok, înainte de toate mergem până la PECO. Să alimentăm și noi frumos. Pot să joc și din third person, dar mie îmi place mai mult din first person. Zice pudă, nozzle de gaz. Aoleu, stai. Oprim motorul. Ieșim din mașină. Stai așa un pic. A, ok, gata. What? S-a blocat jocul. A, gata. Ne costă 3000 ca să-i facem full-ul. Dăm 3000. Bun, i-am făcut full-ul. Scoatem ăla. Închidem capacul. Hopa, ia uite poliția. Poliția, ce faceți, domnule polițai? Ei bine, în jocul ăsta nu trebuie să te vadă absolut deloc poliția, sau dacă te vede, trebuie să mergi regulamentar. Hai că am dat și cu capul de perete. Ok. Închidem ușa. Știți că ultima dată când am făcut eu episod... A, da, și bineînțeles că nu e absolut nimeni în mașină, suntem nimeni. Știți că data trecută, mi se pare, ne-am luat o mare țeacă, sau acum 2 episoade, ne-am luat o mare țeacă cu acel Lamborghini, am dat ca prostul bani și ăla era de fapt un test driver, da, mă rog. Astăzi, nu știu, momentan am vrut să bag benzină, astăzi nu o să facem foarte multe, adică aș vrea să mergem până la acest garaj, care, cred că are mașini, au mașini și vreau să-mi iau și o mașină nouă, sincer. Și să nu mai mă păcălesc că e test driver. Deci mergem ușor că e poliția în față. Cum vedeți cercul ăla cu albastru. Ok. Hai să-i dăm mai tare. Vreau să scap puțin de poliție. Mamă, m-a luat ăla cu top speed. A fost camera de supraveghere, cred. Sau ceva genul, nu știu. Sau nu știu exact, dar 160 aveam.
Da, bineînțeles, în jocul ăsta ca să faci bani ai nevoie, adică sunt și misiuni, deci un fel de GTA ăsta. Sunt și misiuni ca să faci bani, dar mai întâi vreau să mergem până la garaj. Hai că mai mergem, trebuie să ne întoarcem înapoi la garaj. Ne-am dus greșit. Dar poate scăpăm și noi de poliție. Pe unde-i garajul? În stânga, mergem în stânga. Și în dreapta acum. Oh, că patinează mașina. De data asta nu o să ne mai luăm țea, că vreau să-mi iau și o mașină nouă, nu știu dacă am suficienți bani. Dacă n-am, o să venim în alt episod și nu o să ne cumpărăm o mașină. Încă o dată vă zic, nu știu ce naiba s-a întâmplat cu mașina aia mea, albastră. Poate când, atunci când m-a alergat poliția sau... Naiba știe. Ok, hai să intrăm puțin în magazin, să vedem cât costă mașinile. Zebra asta costă 45. Dar stai mă, că aici sunt doar test driver. Ok. Lamborghini ăsta cât costă? Bine, sunt test driver, de exemplu. Deci ok, am înțeles acum. Astea fac doar test driver cu ele, doar că trebuie să plătesc. Iar ca să iau mașina asta, îmi trebuie 284 de mii. Și asta trebuie să bag bani în joc. Ok. Am revenit, trebuie să bag bani în joc, ok. Ce nașpa e, bă. Aproape la toate fac test drive, ok. Păi atunci hai să mergem să facem o misiune sau ceva, zic. Ca să facem și noi niște bănuți. Nu știu, să mergem... Uite aici, acolo unde scrie taxi, poate e ceva de făcut taxi și ne dă bănuți. Hai să mergem. Și să scrieți în comentarii cum vreți să joc mai mult, cum mai mă joc jocul ăsta. Or first person, or third person, cum vă place vouă mai mult. Și bineînțeles că vine poliția din față și trebuie să trecem de ea. Hai că avem 130, 140. Eu iau curba cu 70 la oră. Ok. Și avem în față taxiul. Dar nu, tot un garaj e. Dar oare e același lucru? Ia să intrăm puțin, nu cred. Oprim mașina, ne dăm jos din mașină. Nu, frate, sunt alte mașini aici. Dar tot test drive pot să fac. Unele fac test drive cu altele și dacă merg aici, nu fac nimic, ok. Deci doar pe asta pot să o cumpăr. Ce-am făcut? Nu știu ce am avut. Da, deci cu toate o să fac doar test drive. Uite, cu asta costă 53.000 ca să o cumpăr. Deci nu toate. Asta 63.000. Asta test drive. Da, ok. Deci n-am bani destui pentru că mi-am luat eu țeacă într-un episod și m-am dat ca prostul bani ca să fac test drive, nu să o cumpăr și na. Ok, atunci o să mergem în față. Să zic, pe aici. Și o să o luăm pe aleea asta în dreapta. Și avem un taxi acolo. Aici. Gheb.
Brand the customs of the distinction of the... Pick up the customers, ok. O să fim taximetriști. Am luat jobul de taximetrist, cred. Și să mergem să luăm mașina acum. Și dacă ați ajuns până aici la episod, băieți, dați voi un like. Dacă apreciați ce fac eu aici în joculețul ăsta. Gata, și trebuie să pick up the customs. Ok. A, iau mașina mea, deci nu am mașină. Nu-mi dă taxi. Go the destination, ok. Mă gândeam că trebuie să... Bine, că e cum puțin ciudat, adică dar... Practic asta e mașina mea. Bine, e un puțin ciudat și... Culmea, trebuia să-mi dea un taxi, frate. Nu-ți iau eu în propria mea mașină, gen... Să mă cred taxi în propria mea mașină. După ce consum benzină, mai și duc oamenii. Bine, că îmi dă bani, da. Uite, mi-a dat 898. Da, mai vreau să fac o cursă. Asta este cursă de 1000. Asta este cu... Bine că eu fac, adică e bine că fac bani, dar problema e că la un moment dat o să consum din mașina mea proprie. De ce nu mi-a dat mașina de serviciu, adică taxiul? Mă rog. Dar din ce în ce fac mai mulți bani dacă fac chestia asta. Avem doar pe cineva care o luăm. White așteaptă, ok. Unde trebuie să... Ah, ok, god de destin. Stai că eu mă duceam direct prin apă. Am minut o duc ea. O mergem aici pe pod. Pare rău, am luat și un stâlp în cap. Ok, trebuie să o ducem acasă. Deci avem limită, ou. Ok. Am făcut 1000. Acum pentru 1023, dar nu mai vreau, gata, atât. Am făcut 30.000 din două de asta, ceea ce e ok. Haideți să vedem și alte joburi ce putem. Deci avem taxi. Păi să mergem aici. Deci trebuie să mergem în față. Vreau nu, la dreapta. Pe pod. Și la stânga. Și hai să mergem la omul ăla cu omul ăla. Cu pălărie să vedem despre ce este vorba. Hai, uiteți că e și aici. Mafia job, drift, time drift. Ce fac toate, uite. Apartament, garaj, gas station, gardelage, paint service. Aș putea să întunez mașina asta, dar eu vreau să-mi iau alta. Police, deci... Deci, acolo unde sunt oamenii, adică suntem ceva mafie, ok. Păi asta e că avem una aproape aici, uite. Avem un om cu un MOV aici pe hartă. Uite fix acolo în față. La ce mai mergem noi până acolo când avem aici aproape? Nu știu care este faza. Ultif. Mamă, 7000 ca să jefuim, bă, nu știu cine. Dai să parchezi și o mașină. Așa. Și acum să vedem despre este. Bune? Aaa, mă, pe bune, ce n-ai trebuit neapărat cu mașina? Ok, cu mașina atunci. Start. Îmi dă 7500. Go the destination. Ia că cred că trebuie să jefuim pe cineva sau ce facem. Acolo e destinația, ok. Take. Cred că nu știu ce înseamnă take. Ah, ok. Ah, furăm o mașină, fii atent. Cred. Open the truck. Time left. Bă, vine poliția după mine. Open the... Tr-
Nu știu ce trebuie să-i fac, open the track, cred că s-o... Bă! Dă-o-l-o, băieț, ai că o dă bă bară de tot. Nu știm să fim hoți, profesoriți, deloc. Deschide... Deschide portbagajul, cred că. Da, la mașina mea, bă. Ok, băieți, o dă bă bară și vine poliția după lui. Open the track, cred că open the track înseamnă... Nu înțeleg ce trebuie să fac. Am eșuat. Am înțeleg, frate, ce trebuie să fac, ok. A blocat, mă, jocul, răs când se blochează jocul, frate. Ok, băieți. Continuăm. Haideți să mergem acolo. Hai să pornim și noi farurile. Ok, băieți, o să mai fac o misiune și o să închei și eu episodul. Iar data viitoare vă promit că o să ne cumpărăm o mașină nouă pe jocul ăsta. Hai să încercăm altceva, hai să vedem că ne dă ăsta. 33.000, mamă, e bine. Go to destination. Ok, ne apare pe hartă. Trebuie să parcăm mașina undeva. Uite aici. Take. Ia. Dă-te jos. Help the doctor. Ajută doctorul, ia. Așteaptă, White. Ala, m-a ajutat pe doctor. Că au venit ăștia. Și că așa, așteaptă, White. Cred că asta înseamnă White, așteaptă. L-am ajutat pe, că îl bătea doctor, îl bătea oia. Go to destination. Ok. Următoarea destinație este acolo. Ok. Deci mergem în față. Deci mergem numai în față și stânga. Ok. Revin eu, băieți, când ajung. Ok, băieți, am revenit. Am ajuns la aeroport sau undeva, nu știu exact. Și gata, bă, asta a fost misiunea. 40.000, avem 70.000, băieți. Cam asta a fost misiunea, o misiune foarte ușoară pentru atâția bani. Și, băieți, cam acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Iar data viitoare vă promit că o să facem suficienți bani încât să ne luăm o mașină nouă. Deci, dați și voi acolo un like și pa, pa, la revedere. Ciao.